Ajutor e banule pentru părinta și dă o nectea că taie cântica nouă. Că da, o sărutare soare și copiii au pregătit pentru acest eveniment și mâncăruri tradiționale din fiecare stat al Europei. Au dorit să marcheze într-un mod inedit această dată și au organizat într-o sală de clasă un prânz european. Italia mi-a plăcut cel mai mult deoarece am fost acolo și m-am distrat și mi-a plăcut foarte mult mâncarea. Am ales o mâncare pregătită acasă și cu puțin ajutor de la colegi. Noi ne-am pregătit împreună cu părinții, împreună cu mătușile noastre și am pus bun suflet la ele pentru că am vrut ca acest eveniment să iasă chiar minunat. Am adus tortillas și o prăjitură cu mere. Prânzul european a fost o idee comună a copiilor, părinților și profesorilor. Până acum nu am organizat acest prânz european, ca să zic așa, dar este o modalitate de a cunoaște tradițiile țărilor din Uniunea Europeană. Noi vrem să sărbătorim într-un mod oarecum neconvențional. În jur de 120 de elevi de la clasele primare și gimnaziale și-au dat silința ca prânzul european să fie o reușită, iar ei să descopere gusturile statelor bătrânului continent să nu mai fie o necunoscută pentru ei.